Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit în cadrul unei noi emisiuni Important. Invitatul nostru din această seară este președintele Partidului Unității Naționale, domnul Anatol Șălaru. Bună seara, domnul Șălaru, și ne bucurăm că ați revenit la noi în studio. Bună seara, bine v-am regăsit. O mică remarcă, sunt președinte executiv al Partidului Unității Naționale. Pardon, iată, cu această intervenție funcția de președinte este vacantă. Așa. Bun, revenim ulterior la, da, la și partidul pe care îl și reprezentați și anumite chestiuni tehnice în acest sens. Aș vrea să începem cu cele și mai proaspete, de fapt, exerciții, dacă le-am putea numi politice, înscrise la ziua de astăzi. Și am să vin cu simpla întrebare, dacă ați văzut fie în live, fie în știri, atât dialoguri care l-au purtat cei din blocul acum cu PSRM-ul sau ca rezultat a dialogului, dacă ați văzut informațiile și mesajele de în jos. Am văzut la știri, eu nu cred că noi trebuia să ne facem mari iluzii în rezultatul acestor sau în tema propusă de socialiști. Fiindcă socialiștii sunt consecvenți politicii pe care au promovat-o de la început. Fiind un partid prorusesc care are tangențe foarte apropiate cu partidul Putin și cu politica externă a Rusiei în zonă, fiind fideli promotori ai politicii agresive a Rusiei în această zonă, a lumii, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu vrea decât ceea ce își dorește Putin, să controleze sistemul de securitate a Republicii Moldova. Armata, SIS-ul și politica externă. Este ceea ce contează pentru Putin. Domnul n-a vrut Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului sau Ministerul Finanțelor, nu interesează. Adică iar așa avantaja promovarea acelui pachet de legi de dezoligarhizare, unde era și un punct dat de mitrea conducerii SIS? Dodon a anunțat zilele astea, socialiștii au anunțat că vor să treacă SIS-ul în subordinea președintelui și vor ca președintele să-și exercite prerogativele în ceea ce ține de securitatea statului. Controlul SIS-ului, controlul Ministerului Apărării, controlul Ministerului de Externe, plus limba rusă, limba oficială, depărtarea de NATO și așa mai departe. Deci e exact ceea ce vrea și Rusia. Da, este o opțiune, vă mulțumim frumos că ați făcut trimitere directă. Dar revenind ușor la întâlnirea de astăzi, de fapt, ce ați înțeles sau ce concluzii s-au făcut? Pentru că, ca urmare a acestei întâlniri, internauții au manifestat acea strângere din umeri, pentru că lucrurile, de fapt, au fost incerte. Până la urmă s-a discutat mai bine de o oră și, ca rezultat, la ce putem atrage atenția la ziua de azi și la ora aceasta? Păi, până astăzi, nu este clar un lucru. Socialiștii sunt foarte consecvenți și vor să-și atingă scopul, care este controlul la structurile de forță și a politicii externe a Republicii Moldova, ceea ce țin de securitate. Neadmiterea apropierii NATO și a Uniunii Europene de Republica Moldova sau invers. Ceea ce ține de blocul acum, nu pot să le dau sfaturi, nu, și acestor politicieni nu îmi permit să le dau sfaturi. Deocamdată e clar că încă nu avem conturat, cristalizat o structură sau o forță politică care ar face majoritatea parlamentară, fiindcă divergențele sunt foarte, foarte mari. Și atunci care este rostul acestui joc, dacă cei din blocul acum și-au și repetat în nenumărat rând astăzi în acest dialog că nu sunt gata să partajeze poziții, așa, funcții, dar în cazul întâlnirii de azi s-a și demonstrat că nu sunt gata nici să partajeze opinii, pentru că s-a asistat de fapt la mai mult sau mai puțin o ceartă care cu puține rezultate clare s-a ales și asta ar fi și bine, dacă pe de o parte este interesul Moscovei, pe de partea aceasta altă interesul cui? Pentru că poziția este aparent așa, intactă, rigidă și din partea blocului acum. Pozițiile ambelor părți sunt foarte diferite și exact. Scopurile sunt diferite. Blocul acum, din câte am înțeles eu din presă și din declarațiile lor, nu-și dorește guvernare împreună cu socialiștii și nici cu Partidul Democrat. Blocul acum vrea o perioadă de tranziție în care să voteze anumite legi, să anuleze anumite legi și să organizeze alegeri anticipate. Cum ar fi, de exemplu, anularea acestui sistem mixt de alegeri și alte declarații politice pe care vor ei să le facă, pe când PSRM-ul își dorește o guvernare. Ați văzut ceea ce vor ei, ei vor luptă pentru anumite ministere, pentru anumite funcții, pe când blocul acum, din ceea ce înțeleg eu,
ceea ce este făcut public, își dorește doar o perioadă până maximum la 6 luni, în care să asigure o tranziție pentru alegeri anticipate și în speranța că se va schimba situația după aceste alegeri anticipate. S-a atras atenția foarte mult la precizarea care tindeau cei din blocul acum să o facă dacă nu au socialiștii opțiunea de crearea coaliției cu Partidul Democrat. Ieșirea la dialog și acest teren care rămâne încă da, fertil pentru discuții dintre acum și PSRM ar și permite o probabilă coaliție. Acum, PSRM. Îmi vine greu să răspund în numele lor. În cazul în care blocul acum va decide că nu contează politica externă, nu contează securitatea statului, contează doar lupta împotriva oligarhului, atunci probabil că vor face această majoritate, alianță cu PSRM-ul și vor guverna. Dar eu, de exemplu, dacă aș fi în Parlament cu 26 de mandate, aș respecta decizia alegătorilor și m-aș retrage în opoziție și aș face un apel la PSRM și PD să negocieze și să guverneze Republica Moldova, fiindcă ei au mai multe mandate. Iar împreună, fiind în opoziție, împreună cu partenerii europeni, cu partenerii strategici, să impună guvernării de la Chișinău o agendă care nu ar permite deraiere de la cursul european. Deocamdată, pentru politicieni sunt foarte periculoase aceste cedări în numele unei idei. Compromisurile pe care le-au făcut și alții și au avut mult de suferit. La capitolul compromisuri. De fapt, întrebările acestea le-am tins să aduce pentru a face și precizarea. Cum priviți dumneavoastră modul de acțiune a celor din blocul acum, cât și cei ce alcătuiesc acest bloc, cei 26 de deputați, mai ales după alegeri, pentru că pozițiile, relativ cum și spuneam, sunt intacte, dar iată se iau anumite direcții care depășesc angajamentele care au fost asumate inițial. Și mai ales că dacă venind la poziția dumneavoastră, aș vrea să știu ce poziție împărtășesc și unioniștii când privesc spre blocul acum la ziua de astăzi, pentru că mai ales și în alegerile parlamentare, înainte de alegerile din 24 februarie, chiar și domnul Băsescu îndemna sprijinirea prin vot a blocului acum. Ar fi pentru o coaliție ulterioară cu socialiștii? Nu au declarat blocul acum că vor face o coaliție cu socialiștii. Au spus de mai multe ori că nu este vorba de o coaliție. Și nu cred că blocul acum va face o coaliție cu socialiștii. Nici n-au declarat. Au spus în cazul în care și voi sprijiniți acțiunile noastre antioligarhice, reformele în justiție și anularea sistemului mixt, să voteze toți împreună fără a crea o majoritate politică. Deocamdată mi se pare că blocul acum este consecvent promisiunilor pe care le-au făcut în campanie electorală. Iar noi i-am sprijinit, dar noi nu le facem agenda. Noi am sprijinit și nu regretăm deloc faptul că am sprijinit blocul acum în campanie electorală, că am îndemnat unioniștii să voteze pentru blocul acum, deoarece a existat un pericol foarte mare ca socialiștii să facă o majoritate parlamentară. Și acum vedeți că socialiștii nu au renunțat niciodată. Lupul părul schimbă, dar n-ar avuba. Socialiștii sunt consecvenți și cer Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, SIS-ul, limba rusă de stat, despărțirea definitivă de NATO, încă un fel de neutralitate permanentă inventată tot de ei și așa mai departe. Deci exact ceea ce vrea și Moscova. Agenda Moscovei este agenda lui Dodon. Bine, și dacă nu aveți regrete pentru faptul că ați sprijinit prin vot blocul acum, în ce măsură v-a deranjat sau probabil nu v-a deranjat acel mesaj de după alegeri a domnului Năstase prin care comunica că partidele unioniste nu au ce căta în Parlamentul Republicii Moldova? Orice declarație făcută de domnul Năstase îi aparține și o asumă. Eu și nici unioniștii nu poartă răspundere pentru declarațiile domnului Năstase.
Noi am dat un vot politic și nu regretăm, fiindcă a fost unica soluție corectă în acea perioadă. Dar grupul de unioniști din cadrul blocului acum, în ce măsură vă reprezintă? Avem, cunosc deputați unioniști, nu vreau să le dau numele, cu care discut. Da, așa. Da, care discut și care împărtășesc aceleași idealuri pe care le împărtășim noi. Unii oameni văd în felul lor unirea, lucrurile. Unii zic să scăpăm de oligarhi, să scăpăm de unii, de alții și după aia să facem unirea. Alții văd altfel. Ești feresc ca oamenii să aibă opinii diferite, fiindcă noi nu suntem într-un regim dictatorial unde există doar o singură părere. Și atât totuși în lipsa unui consens politic, unui consens simplu de dialog dintre partidele care alcătuie noul parlament, se promovează deja tot mai clar, așa, deja palpabil, opțiunea alegerilor anticipate. În opinia dumneavoastră, cât de reală este această opțiune și dacă alegătorii în 24 februarie au ieșit la vot pentru, iată, un asemenea nou exercițiu ulterior? Noi nu am exclus din start această opțiune și am spus întotdeauna că există posibilitatea unor alegeri anticipate. Am spus asta încă în luna noiembrie, decembrie anului trecut. Am afirmat și, după cum se vede, există această opțiune și astăzi, în cazul în care nu se va reuși formarea unei majorități. Cu care, dacă va fi o majoritate PSRM-PD, vă dați seama că vor fi o majoritate care are la bază multe compromisuri, atât dintr-o parte cât și din alta. Și în aceste alegeri anticipate, despre care se vorbește foarte tranșant și în mesajele asociate alegerilor anticipate, vin iarăși da din partea reprezentanților partidelor din noul parlament, care da nu găsesc un consens la ziua de astăzi. Dar în ce măsură se păstrează riscul unei cote și mai mici atunci de participare a cetățenilor la vot? Și dacă cei care promovează alegerile anticipate și fac trimitere la blocul acum ar avea același scor? De ce? Pentru că oamenii probabil au avut și alte așteptări, ne dând nume și ne desfășurând desigur acest subiect. Acum toți vorbesc despre alegerile anticipate și blocul acum nu promovează alegerile anticipate, la fel cum le promovează Dodon. Alegerile anticipate sunt ultima soluție în această ecuație. Deocamdată, în Parlament sunt trei partide, de fapt sunt patru partide, care au programe diametral opuse, să zicem așa. Și este greu atâta timp cât nu există echilibru, cât nu sunt partide mai mici. Ar fi fost normal să fie și două partide cu 5-6% care să poată înclina balanța. Dar în cazul de față, niciun partid nu poate înclina balanța. Da. În opinia dumneavoastră, care rezultate ar fi? Pentru că a apărut și un sondaj mai nou. Fie el comandat, fie necomandat, iarăși... Da, situația nu se va schimba în cazul unor alegeri anticipate. Clasamentul ar fi același. Dar probabil că am văzut o știre că 70% din cetățeni sunt împotriva alegerilor anticipate. Probabil că în cazul unor alegeri anticipate, rezultatul nu va fi prea diferit de cel obținut în alegerile din 24 februarie. Plus, minus 1, 2, 3%, ceea ce nu schimbă cu mult situația. Dar opțiunea coaliției PSRM și PD, în ce măsură o vedeți reală și rigidă? Iată, și ca urmare acestei întâlniri de azi, unde și după briefingul de presă s-a comunicat regretul, vorbind despre briefingul ținut de socialiști, regretul că da, nu au găsit un consens și așa mai departe. Din câte se mimează ceva. Din câte am înțeles astăzi, nici nu s-a căutat un consens. A fost o întâlnire în care să se spune că da, a avut loc și am discutat. Dar fiecare și-a spus poziția lui și cu asta s-a terminat. Consensusul când se caută, se adună grupuri de lucru, discută pe puncte, pe programe, pe diferite situații. În cazul de față, fiecare a venit cu partea lui și cu asta au plecat. Cu ce a venit, cu aia a plecat. Și s-a creat o dezbatere în forma de ceartă, dar ce trebuie să facă blocul acum în acest punct în care se află ei? Eu v-am spus, în cazul de față, dacă eu aș fi acolo, nu le dau sfaturi. Asta nu înseamnă că trebuie să facă așa. Tot ceea ce face blocul acum,
tot ceea ce declară și tot ceea ce întreprinde este răspunderea lor și este o decizie și o activitate asumată de ei. Dar în cazul în care aș fi fost acolo cu 26 de mandate, aș fi acceptat rezultatul alegerilor și aș fi declarat că trec în opoziție, deoarece partidele cu care negociază sunt foarte departe de idealurile blocului acum și nu există un consens și există riscul foarte mare de a se compromite în această guvernare. Ceea ce a propus blocul acum a fost doar o activitate comună, nici nu știu cum să o numesc, că nu vor să facă o majoritate cu socialiștii, nu vor să facă un, semneze un acord, vor să voteze câteva legi și după aceasta să declare alegerile anticipate. Pentru că această replică a încheiat mesajul dumneavoastră, dar pentru unioniști, ce șanse să arda potențialele anticipate? Îmi vine greu să spun acum, urmează să fie făcute sondaje. Da, avem despre ce discuta în raport de rezultatele alegerilor din 24 Dacă februarie. Alegerile vor avea loc foarte rapid, vine greu să evaluez acum șansele unioniștilor. Probabil că în cazul în care situația se va schimba cu mult, există șansele unui partid unionist să acceadă în Parlament. Unui partid unionist. Mai nou s-a și creat un bloc. Șase forțe sau șase entități unioniste, dar discutăm și mai apoi. Vreau să atragem atenția la un punct ce ține de formatul la caza alegerilor anticipate, care ar fi, pentru că iarăși se lubează două opțiuni, acele de mixte și respectiv propriu-zis proporționale. Care ar fi? Stimați coleg, dacă va fi schimbat sistemul electoral, pentru aceasta e nevoie de o majoritate parlamentară. Pentru a vota o lege, e nevoie de președinte de parlament. Deci președintele de parlament și să schimbe și guvernul care va organiza alegerile. Și atunci cineva trebuie să-și asume asta. Să-și asume o majoritate. Deci o majoritate politică. Asta a propus blocul acum socialiștilor. Socialiștii nu se gândesc la 6 luni, ei se gândesc la 4 ani de guvernare. Și au pus niște condiții și vor să meargă pas cu pas înainte. Deci asta vor socialiștii de la blocul acum. Blocul acum vrea cu totul altceva. O alianță provizorie, nici nu o numesc alianță, nici nu o numesc majoritate parlamentară sau o alianță politică, ei nu-și doresc acest lucru, fiindcă vă dați seama ce înseamnă pentru blocul acum pro-europeni să facă o alianță politică cu socialiștii. Dar opțiunea, mesajul de fapt democraților, ați trecut cu vederea în câmpul media cu trimitere la faptul că în contextul unor anticipate, și chiar mi-am și notat și citez, dacă vom avea alegeri anticipate parlamentare, ele trebuie să se desfășoare așa cum au votat cetățenii la referendumul consultativ din 24 februarie 2019, adică să fie aleși 61 de deputați așa și nu 101. Nu vreau să comentez această declarație, dar pentru a modifica Constituția... Da, pentru oameni este necesar ca să înțeleagă cât de reală este această opțiune sau este iarăși populistă. Acest referendum a fost un referendum consultativ. Nu a fost un referendum constituțional, este un referendum consultativ și în cazul în care în Parlament se creează o majoritate constituțională de 71 sau câți deputați nevoie pentru aceasta, atunci această majoritate care poate modifica Constituția, în baza acestui referendum, motivând rezultatul acestui referendum, poate să modifice Constituția și să schimbe regulile jocului. Să facă un parlament de 61 de deputați sau de 51 sau de câți vor. Și asta ar însemna că este o încercare de a atrage iarăși atenția publicului într-o cumva prepregătirea pentru alegerile anticipate. Noi trebuie să înțelegem că acum, în această perioadă, până la formarea unei majorități parlamentare sau până la dizolvarea acestui parlament și anunțarea alegerilor anticipate, are loc un război psihologic foarte puternic. Foarte dur, bine pus la punct, cu mulți actori, cu multe zvonuri lansate. Un război psihologic după toate regulile. Pentru a impresiona sau a influența sau a dezorienta pe
adversarii politici. De aceea este necesar să analizăm foarte bine toate zvonurile, toate declarațiile, și dar să tragem concluziile noastre. Și pentru aceasta tindem să și aducem în platou emisiunilor noastre săptămânal persoane care să ne spună din prima sursă cum stau lucrurile. Zic să luăm o pauză de publicitate, după care revenim la subiectul în această seară. Publicitate, stimați telespectatori! Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Domnul Șelaru, pentru că am și discutat despre blocuri, așa, în prima jumătate, și despre blocuri, de fapt, nu doar despre aceasta, aș vrea să începem a doua parte a emisiunii direct cu poziția dumneavoastră, cu poziția partidului dumneavoastră, și dacă creionați ulterior o potențială strategie de coalizare, de creare vreun bloc unionist în coordonarea dumneavoastră. Da, noi am fost toată perioada asta invitați să participăm, să facem parte din mai multe blocuri, inclusiv și din ultimul bloc apărut acum. Discutăm puțin mai jos, da? Da. Urmează să discutăm și cu președintele Băsescu și la partid situațiile în care vom participa. Vor avea loc alegeri repetate și alegeri locale, pentru că sunt la fel de importante alegeri locale care urmează să aibă loc anul acesta, până în toamnă, probabil. Pentru că rezultatul alegerilor din 24 februarie, oricum, a înscris o serie de indicatori foarte importanți la care, sigur, atrageți atenția. Iată, cota de participare redusă a electoratului unionist, a segmentului unionist, pentru sprijinirea celor care au tins să împărtăși de-a lungul a perioadei preelectorale acest mesaj, acest deziderat, această cauză, sau să o numim cum și dumneavoastră ați prefera. Ce nu vă favorizează coalizarea sau crearea unui bloc? Ce vă blochează ieșirea la dialog și consens cu alte entități unioniste sau care împărtășesc această cauză? Pentru că, da, ați spus și mai jos, recent s-a și creat un bloc din 6 entități unioniste. Între timp au rămas 5, dar asta nu e mai puțin relevant. Noi nu vom da curs participării la acest bloc. Nu am dat curs invitației de a participa la blocul apărut înainte de alegerile. Mai era un bloc cu Anatol Țăranu și Vitalie Dulganiu. Există un scop fals la noi de încercarea unora de a unifica partidele unioniste. Scopul nostru este să unificăm, să unim Republica Moldova cu România, nu să unim partidele unioniste. Acum, ca să facem o analiză cât de cât simplă, așa, România este a 7-a țară ca număr de populație și ca importanță în Uniunea Europeană. România este o țară care a investit sute de milioane de euro în Republica Moldova, care a început proiecte extraordinar de importante cu Republica Moldova, cum ar fi conectarea la rețelele de gaz, cum ar fi conectarea la același sistem energetic. Perioada când am început eu, interoperabilitatea armatelor și multe altele. Și acum ar fi straniu să considerăm că acest proiect de țară, care este unirea Republicii Moldova cu România și declarat de către Parlamentul și Senatul României în 27 martie 2018, este lăsat pe seama unor partide care împreună nu au trecut de 1% și niște ONG-uri în care niște copii încearcă și ei să facă niște lucruri bune. ONG-ști și copii care încearcă să facă lucruri bune, vă referiți la cei care alcătuie blocul recent deschis? Da, și cei care sunt în vizorul, se află tot timpul în această activitate unionistă. Trebuie să înțeleagă cetățenii Republicii Moldova, unioniștii, că unirea nu este un act care va avea loc, uite, într-o zi, gata, ne unim și unirea se face la nivel instituțional și este un proces.
Se face la nivel militar, se face la nivel economic, infrastructură, educație și așa mai departe. Unirea nu poate fi făcută de 2 sau 3 oameni. Le admir curajul, perseverența, dar unirea se face cu instituții serioase care sunt angajate în această activitate. Asta ar însemna în raport de mesajul dumneavoastră că unioniștii la ziua de astăzi, care se avântă în câmpul politic din Republica Moldova cu glorificarea și promovarea acestui imperativ politic, dacă îl putem numi unirea, nu au șanse. Probabil că nu au șanse astăzi, dacă ar fi alegeri anticipate. Și nu au șanse în sensul că nu au acest plan strategic, da, de conectare infrastructurilor. Planurile strategice se fac la nivel guvernamental, se fac la nivel instituțional. Deci atâta timp cât există ONG-uri care nu controlează Parlamentul și când Guvernul Republicii Moldova nu acceptă ideea unirii, când Guvernul Republicii Moldova nu acceptă interconectarea la gaz, energie electrică, infrastructură și așa mai departe, desigur că 2 ONG-uri sau 3 sau și încă 3 partide nu vor putea avansa. Dar noi trebuie, și mi se pare foarte falsă lozinca să aducem Basarabia acasă, noi trebuie să aducem România acasă, aici, prin toate mijloacele și pe toate căile și pe toate dimensiunile, fiindcă Basarabia n-a plecat nicăieri. Basarabia, Republica Moldova, aici a rămas. De aici a plecat România, care e timpul să se întoarcă acasă cu toate cele necesare. Cu investiții serioase în infrastructură, noi trebuie să devenim interdependenți de economia României, de infrastructura României, de educația din România, de medicina din România, sistemul de ocrutirea sănătății. Și așa mai departe, de toate sistemele, militar, aviație, pe toate. Faptul că acești tineri s-au inclus în această procedură, în această activitate, este salutabil și am sprijinit întotdeauna acțiunile lor. Și îi salut și pe această cale. Dar aceasta nu este unica soluție. Deci unirea nu se va face cum s-a făcut în 1918, doar printr-o singură declarație. Unirea trebuie să facă instituționalizat. Spuneți de tineri. Să zicem da, că toți sunt tineri, dar în această echipă mai este și cu experiența deja dobândită și doamna Pavlicenko. În sensul ăsta. Dacă permiteți să-mi închei mesajul, încă prin 2016 comunica că unioniștii devin mai unioniști în prag de alegeri. Da? Nu contează de care. De fapt, vreau să vă întreb, dar ce face diferența competitivă ca rezultat dintre dumneavoastră și partidul dumneavoastră și acele structuri, partide care încearcă să-și coalizeze forțele, dacă le-am numit coalizare, sau unire prin bloc, într-o a reuși ulterior în a promova mesajul într-o manieră sau alta, pentru că, da, ne-a fost clar că actul este departe de realitățile care sunt aduse. Doamna Pavlicencu este de mulți ani în politică și care sunt rezultatele ei, noi le cunoaștem. La fel și alte partide. Partidul Unității Naționale este un partid care are sprijin în România din partea Partidului Mișcarea Populară condus de președintele Traian Băsescu. În afară de aceasta, colaborăm cu instituții ale statului român și am avut diferite întâlniri. Niciun partid unionist din Republica Moldova nu este recunoscut în România și nu colaborează și nu este sprijinit de niciun partid politic din România. Începând cu PL și terminând cu PNL și cu alte partide așa numite unioniste, care au apărut peste noapte și care s-au declarat unioniste. Unirea nu poate fi făcut așa cum cred unii cum vor face, că ei vor lua steagul în mână și va veni tot poporul după ei. A trecut timpul podurilor de flori, a trecut timpul schimburilor culturale. Acum este important, imperios necesar, ca România, la nivel de instituții ale statului, la nivel de guvern, să revină aici, în Republica Moldova, și să creeze cetățenilor Republicii Moldova condiții pe care ar vrea să le aibă și o țară în care i-ar dori să trăiască. Când am avut o întâlnire cu președintele Iohannis, fiind ministru al apărării,
Am avut o discuție cu el, m-a invitat la Cotroceni și i-am explicat că România a umplut bibliotecile din Republica Moldova cu cărți. Dar moldoveanul, când își pierde locul de muncă sau vine din Rusia dat afară de acolo de la lucru, nu merge la bibliotecă. Moldoveanul își caută un loc de muncă. Și acest loc de muncă trebuie să-l ofere statul român aici. Dacă statul moldovean sau guvernul Republicii Moldova nu este capabil și nu va fi niciodată capabil să facă lucrul ăsta, să atragă investiții, acest lucru trebuie să-l facă statul român. Fiindcă după ce s-au înrăutățit relațiile noastre cu Uniunea Europeană, flacăra europenismului aici la noi în Moldova a ținut-o aprinsă guvernul România, guvernul român. Fiindcă doar datorită insistențelor guvernului român, noi am mai avut unele relații și un anumit sprijin din partea Uniunii Europene. Dar de mult au renunțat la ideea de a mai sprijini Republica Moldova. La acest capitol, citeam mai jos, de fapt am și materialul acum și am să și vă-l dau dumneavoastră, a apărut o știre, un document care vorbește despre un plan al Statelor Unite ale Americii și România într-o înfăptuire actului unirii fără Transnistria. De fapt, probabil ați și văzut, ca să nu vorbesc aeristii este aici. Aș vrea să ne spuneți mai multe detalii despre acest proiect al Statelor Unite ale Americii cu România, despre care se și vorbește. Nu cunosc. Da, am văzut, a apărut pe Facebook. E un program propus de către Petrișor Peiu și la o emisiune de la Realitatea, probabil. E o propunere, este o idee, nu este un program al României sau al Statelor Unite, este propus de către anumite persoane și poate fi luat ca de bază și se poate discuta, dar, cum spunea și președintele Băsescu, Transnistria n-a fost a României și unirea Republicii Moldova cu România va fi negociată cu Rusia de către România, nu de către Republica Moldova, fiindcă acest teritoriu a fost luat de la România. Iar Transnistria n-a fost niciodată parte componentă a României. Și România nu poate să aibă pretenții față de acest teritoriu. Dar, oricum, noi nu putem să mai sacrificăm viitorul copiilor noștri și a generațiilor viitoare din cauza mofturilor Transnistriei. Mofturi ar fi în ce format? Pentru că în contextul ultimilor alegeri s-a demonstrat o capacitate ce a depășit capacitatea celor din dreapta Nistrului de consolidare și ieșire la alegeri într-o realizare a unei schimbări. Întrebarea este care? Probabil că dacă le dădeau și la noștri câte 20-30 de euro ar fi ieșit la noi mai mulți la vot, dar acolo s-a făcut pe bani. Am discutat chiar cu oameni care au condus autocare când aduși din Transnistria aici și a fost votul pe bani. Business. Bine, vă mulțumim. Vorbind despre forțele externe, iată, la acest capitol, aș vrea să cunoaștem și care ar fi poziția Bruxelles în sensul situații de instabilitate încă politică din Republica Moldova, pentru că mai puțin vin la această etapă mesaje din această direcție, sau ar fi preocuparea acestora de europarlamentarele din 26 mai? Aș vrea și eu să știu poziția Bruxellesului, dar deocamdată nu știu. Din câte văd, sunt preocupați de mai multe probleme, inclusiv de bunăstarea Transnistriei, sunt preocupați de Brexit, au alegerile europarlamentare care vor fi. Și acum probabil că urmează să așteptăm poziția noului Parlament și noilor structuri de conducere a Uniunii Europene. Ceea ce ține de poziția, am recomandat chiar într-o comunicat de presă al Partidului Unității Naționale, am recomandat celor din blocul acum să consulte poziția partenerilor strategici ai Republicii Moldova, Statele Unite, România și Uniunea Europeană. Probabil că deja au făcut-o și urmează să vedem și noi rezultatele acestor negocieri
din cele trei părți care au loc acum, fiindcă poziția partidului lui Șor este clară. Știm cine va vota. Vedem deja, știți, tot ne dăm cu părerea în continuă linie. Mai jos ați vorbit despre câteva proiecte importante care sunt sprijinite de România, da? Și unul este cel cu gazoductul, așa, Iași-Ungheni, Chișinău. Acesta, până la urmă, se planificase a fi încheiat pe la finalul semestrului 4, dacă nu greșesc, 2017, ca ulterior să fie trecut în termen de 2018. Bine, avem 2019, încă abia e la început. La început, dar ce este cu acest proiect? Pentru că, iarăși, se discută despre gazoduct înainte și după alegeri de multe ori. Când vom avea și noi gaz? Pentru că în Republica Moldova problema gazului este destul de mare, mai ales că iată este și tarifarea care se așteaptă a fi crescută în Republica Moldova. Când am avea gaz? În toată lumea scade prețul gazului. Gazul lichefiat a scăzut prețul în jumătate în Europa, în Asia, care e mare consumator, a scăzut foarte mult din cauza ofertei mari din piață. Problema gazului este legată și de faptul că Gazpromul a declarat recent că nu va mai tranzita din 2020 gaz prin Ucraina. Și deci noi, cei care primeam până acum gazul din Rusia, prin Ucraina, nu vom mai primi de acolo gaz. Noi vom fi nevoiți să urgentăm construcția acestui gazoduct și să ne conectăm la rețeaua unică europeană. Inclusiv gazul care va veni prin, va fi revers, va veni gaz din sens invers, deja nu va veni de Rusia, sau tot gaz rusesc va veni din Balcani spre Republica Moldova. Și o întrebare logică, care va fi starea lucrurilor în rezolvarea problemelor de acces la gaz a celor din Transnistria în acest sens? Și vreau să trecem în replică și gazoductul acesta ruso-turc, cum se numește, care tinde să înconjoare Ucraina. South Stream. Da, și ce probleme ar ridica pentru Republica Moldova? Republica Moldova nu are de suferit din cauza acestui gazoduct pe care Rusia l-a construit pe fundul Mării Negre spre Turcia. S-a discutat despre patru linii, patru conducte în acest gazoduct, cu capacitate foarte mare. Până la urmă, turcii au zis că n-au nevoie de atâta gaz și doar o singură conductă va fi. Cantitatea de gaz a scăzut mult față de cea preconizată inițial și a pierdut din importanță acest gazoduct. Republica Moldova nu este un consumator mare de gaz. Ceea ce vom lua de România este suficient pentru noi să aprovizionăm toți cetățenii cu gaz, toți consumatorii. Fiindcă astăzi în piață a apărut foarte mult gaz lichefiat. Astăzi multe țări nu mai construiesc gazoducte, deoarece gazul se aduce cu tancuri care transportă gaz lichefiat. În România, la Năvodari, a fost construit un terminal cu capacitate 10 miliarde de metri cubi pe an. Au apărut noi jucători în piața gazului, Qatarul, Australia, Statele Unite, care oferă gaz deja mai ieftin decât gazul din conductă. Și gazul adus, de exemplu, Rusia, când faci un contract de gaz, de livrare, trebuie să consumi gazul chiar dacă n-ai nevoie de el. Trebuie să-l plătești. Acest gaz, contractezi o anumită cantitate și tu trebuie să-l iei. Dacă nu l-ai luat, îl plătești, fiindcă ei l-au scos din sondă. El există. Însă gazul lichefiat ai luat atâta cât îți trebuie. Ai cumpărat cât îți trebuie. Îmi trebuie 1 miliard de metri cubi, 1 miliard cumpăr. Dar nu plătesc 2 miliarde, de exemplu, consum 1,5 miliarde și 500 de milioane de metri cubi îi plătesc degeaba. Deci asta e situația cu conductele de gaz. În cazul când Gazpromul acum vreo 10-15 ani a mizat greșit și a zis că gazele de șist nu au viitor și sunt o poveste, astăzi Gazprom își dă seama că pierde piața gazelor europene. Iar China are rezerve foarte mari de gaz de șist și nu mai are nevoie de atâta gaz din partea rusă
Și eu preconizez că în viitor gazele se vor ieftini foarte mult. Și va fi o piață, noi avem infrastructura necesară, dar există o rețea unică, un gazoduct european, care face legătură între toți consumatorii. Și dacă noi o ne aduce la Marea Neagră, într-un port din România, 1 miliard de metri cubi sau nu știu câte milioane de tone de gaz îl aduce pentru Republica Moldova, nu înseamnă că trebuie să-l aducem cu cisternele din Constanța sau de la Năvodari. Noi îl luăm, îl dăm în rețea și îl luăm din rețea, aici, la Ungheni. Sau îl luăm în altă conductă care e construită aici. Ne-am conectat la această conductă și luăm cantitatea pe care am băgat-o în această conductă. Da, sună foarte frumos, să știți, domnul Șolaru, și da, probabil la o nouă conectare, într-un nou format expus de dumneavoastră, ar fi și o reducere a prețului, a tarifului la gaz. La ziua de astăzi vedem o altă problemă, pe fondul iarăși unor dialoguri și refuieli politice, pentru că Gazprom își încheie acest contract de livrare a gazelor prin Ucraina în final de 2019 sau în 2020. Gazprom a anunțat că din 2020 nu va mai tranzita gaz prin Ucraina, deoarece ei construiesc Nord Stream. Nord Stream-ul, da. Dar din câte s-a văzut, Olanda nu le-a dat voie să treacă prin zona economică a Olandei din Marea Baltică și acum reproiectează pentru a ajunge cumva în Germania. Dar Uniunea Europeană, Parlamentul European a votat niște legi, a aprobat niște decizii foarte importante care interzice celuia proprietarului gazului să transporte prin conductele proprii și să vândă. Deci trebuie să dea acces la această conductă mai multor furnizori de gaz. Nu, și bine, vorbim de marile puteri acum, dar cine vor livra și de unde vor avea acces la gaz cetățenii din stânga Nistrului? Probabil că tot de acolo, de unde pentru vom este o problemă despre care mai puțin se comunică la ziua de astăzi sau încă nu a venit timpul, probabil. Va fi o situație grea pentru Transnistria, trebuie să recunosc, deoarece ei au primit gaz până acum subvenționat din partea Rusiei, pe care datoria pentru aceste gaze ne-au pus-o în cărca noastră. Și ce fac acești cetățeni atât după... Dar nu cetățenii au consumat gazul în Transnistria de 6 miliarde de dolari. Gazul a fost consumat de mari consumatori, uzina metalurgică din Râbnița, cimentul, uzina din Râbnița, din Transnistria, centrala termică de la Cuciurgan, care a produs energie electrică, pe care au vândut-o regimul separatist de la Tiraspol. Ei au vândut energie electrică, noi am cumpărat-o și le-am plătit bani. Ei au vândut această energie produsă din gazul livrat de Rusia. Și noi, acest gaz, astăzi Dodon a afirmat că este datoria Republicii Moldova. Bun, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, puțin am discutat despre Partidul Unității Naționale și am dorit să cunoaștem ce priorități ulterioare are PUN-ul, partidul, și cu ce veniți la alegerile locale, dacă mergeți. Pe perioada aprilie-mai, singura noastră prioritate sunt alegerile Parlamentului European. Vom sprijini echipa președintului Traian Băsescu și o sprijinim. Duminică va avea loc o întâlnire între Traian Băsescu, echipa de candidați europarlamentari, cu cetățenii din Republica Moldova, cu alegătorii din Republica Moldova, la Capitolis Park, la 12:00. Sunt invitați toți doritorii. Toate întrebările care le au față de președintele Băsescu pot fi puse acolo. Vom sprijini nu numai noi și alte formațiuni politice, ONG-uri, cetățeni de rând, oameni cu pașaport românesc, sprijină echipa președintelui Băsescu și sper să ia, nu știu a câta oară la rând, cel mai bun scor pe care îl ia vreun partid politic din România în Republica Moldova. Cineva din probabil telespectatori care acum ne și privesc ca urmare a anunțului venirii dumneavoastră la noi în emisiune, domnul Ungureanu ne roagă să vă adresăm o întrebare. Ce credeți, ce șanse dați domnului Leancă
candidat pentru europarlamentare? Șansele nu sunt ale lui Leancă, sunt al partidului condus de ex-prim-ministru Victor Ponta, pe care îl cunosc personal, îl cunosc foarte bine. Din câte... Facem se trimitere la natura politică propriu-zisă a domnului Leancă, probabil. Da, domnul Leancă, fiind de dreapta, s-a trezit peste noapte de stânga. Dar așa e în politica moldovenească, oamenii, traseele sunt foarte... scurte, distanțele sunt foarte scurte, probabil. Da, traseele foarte sofisticate și aleargă toți în zigzag. Nu știu ce șanse are. Șansele lui depind de șansele partidului condus de Victor Ponta, mai știu cum se numește partidul. Din câte am văzut, în sondaje ia o jur de 7%. Dacă vor lua 10% și Victor Ponta se va retrage din listă, atunci Iuri Leancă are șanse, fără niciun merit, să devină europarlamentar. De ce fără niciun merit? Fiindcă totuși va reprezenta România. Și față de România nu prea are merite, doar în afară de faptul, cum a zis Traian Băsescu, că a lucrat pe timpul Uniunii Sovietice la ambasada Uniunii Sovietice de la București. Bun, domnul Șelaru, noi vă mulțumim frumos că ați dat curs invitației și ați fost prezent și am avut posibilitatea de a desfășura subiecte importante în această seară. Noi vă urăm toate bune, mult succes și la mai mult și la mai mare. Și eu vă mulțumesc mult. Mult succes în continuare. Stimați telespectatori, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Vă urăm o seară frumoasă în continuare. Toate bune, pe curând!